Vă rog să-i folosiți cu încredere în politică, să-i votați și să-i promovați. Felicitări! Așa da. Ne luăm o mică corectură. Nu de două ori ați reușit și urmează a treia oară. Voi ați reușit de trei ori și urmează a patra, a cincea, a șasea. Ați câștigat la europarlamentare locul 3 pe țară, medalia de bronz, dar ați contribuit semnificativ la câștigarea referendumului. Felicitări tuturor românilor! 6,5 milioane de voturi la referendum. Este senzație! Pe urmă ați câștigat pentru mine și pentru voi primul tur al alegerilor prezidențiale. Însă, sigur, locul 3 este o încurajare pentru a ajunge pe locul 2. Și, cum se spune, la mai mare. Mult succes! Dragii mei, sunteți printre campionii acestui an și vă rog să rămâneți conectați la politică. Turul 2 trebuie câștigat, dar nu oricum. Turul 2 trebuie câștigat cu o majoritate covârșitoare, o majoritate care arată PSD-ului foarte clar unde este locul, și anume în opoziție. Vă amintiți că am mai avut câteva prezențe în campanie electorală, câteva chiar mai multe, dacă mi-amintesc bine, și le-am spus oamenilor, dragii mei, eu nu sunt cu PSD-ul într-o competiție electorală, eu sunt cu PSD-ul în război. Noi suntem cu PSD-ul în război. Și asta nu pentru că noi suntem așa răi, pentru că ei au fost răi cu românii. PSD a guvernat împotriva românilor. PSD a venit la putere cu promisiuni mari și nici n-a ajuns bine în Palatul Victoria și au început să încerce să subjuge justiția, să acapareze marile sisteme publice. PSD-ul a atacat democrația din România. Este inadmisibil, a fost inadmisibil și rezultatul este cel pe care l-au meritat. Au fost înlăturați de la putere. Am câștigat bătălii importante, dar războiul, dragii mei, nu s-a terminat. Următoarea bătălie, una foarte importantă, se dă pe 24 noiembrie, în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Și da, contez pe voi, dar contez și pe toți românii pe care îi veți mai convinge până atunci să iasă la vot. Românii care merg la vot, ei sunt adevărați eroi ai alegerilor. Alegătorul cu ștampila de vot în mână este eroul alegerilor. Convingeți-l și puneți-l să meargă să voteze. Fiindcă noi ne dorim
cu totul și cu totul altă Românie decât a oferit PSD-ul românilor. PSD-ul în realitate a guvernat împotriva românilor. Și nu numai că a guvernat împotriva românilor, a luptat în stradă. Și imaginați-vă, guvernul PSD-ului a luptat în stradă la propriu împotriva românilor. Și mă refer, desigur, la cel 10 august de anul trecut. Inimaginabil, dar până acolo i-a dus mintea să încerce să îngenuncheze pe români cu forța. Mare prostie! Cum să îngenunchezi pe români cu forța? Nimeni n-a reușit. Nimeni nu a reușit să îngenuncheze pe români și PSD-ul în veci pururi nu va reuși. Dar de stricat, dragii mei, au reușit să strice multe. În ultimii 30 de ani, de când ne-am eliberat de comunism, încă nu am reușit să ne eliberăm de tot de comuniști. Deci, în ultimii 30 de ani, de când ne-am eliberat de comunism, în realitate, PSD-ul a făcut foarte mult rău României. PSD-ul este motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult. Este motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai bine. PSD-ul este motivul principal pentru care 4 milioane de români au plecat din țară, fiindcă nu s-au regăsit în sistemele de aici. Toate acestea, dragii mei, trebuie să le corectăm. Toate acestea trebuie să le schimbăm. Și să vă spun ceva, schimbarea se petrece chiar acum când vorbim. Schimbarea mare a început pe 26 mai, voi pe locul 3, și a continuat. Aici locul 3 este extrem de onorant. Și schimbarea a continuat și va continua. Va continua pe 24 noiembrie, va continua la alegerile locale și înțeleg că sunteți în pole position, nu pe locul 3, în pole position pentru primăria Bistriței. Mulți primari din Bistrița Năsăud au dovedit deja cum se câștigă alegerile și cum se gestionează treburile publice atunci când în fruntea comunității ajung oameni harnici, oameni dedicați comunității. Vă doresc ca în viitorul apropiat să fie prea mică încăperea de la partid pentru toți primarii din Bistrița Năsăud când vin eu în vizită. Dragii mei, schimbarea merge mai departe. Pentru asta vă întreb, voi credeți că vom câștiga alegerile? Voi credeți că vom câștiga alegerile? Atunci, dragii mei, la vot!
Dragi români, victorie! Am reușit! Am reușit să învingem PSD-ul mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor. În primul rând, liberalilor, dar și tuturor votanților de dreapta și celor care nu cred neapărat într-un partid anume, dar își doresc ce ne dorim și noi, o Românie normală. Războiul cu PSD nu s-a terminat, dar noi suntem în poziția în care trebuie să începem să muncim împreună, noi, PNL, USR Plus, PMP, UDMR, noi toți care ne dorim o Românie normală. Veniți la vot pentru o Românie normală! Dragi români, victorie! Am reușit! Am reușit! În data de 10 noiembrie 2019 vor avea loc alegerile pentru președintele României. Al doilea tur de scrutin va fi în data de 24 noiembrie 2019. Dacă ai optat pentru votul prin corespondență, vei primi prin poșta română un plic care conține documentele necesare votării prin corespondență. Desfaci plicul și scoți toate materialele care se află în interior. Un plic exterior cu mențiunea turul 1. Un plic exterior cu mențiunea turul 2. Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot și instrucțiuni privind termenele de livrare. Selectezi instrucțiunile privind exercitarea dreptului de vot și analizezi informațiile înscrise. Selectezi plicul exterior cu mențiunea turul 1. În interior vei găsi un plic interior neinscripționat, etichetă pentru sigilarea plicului, un certificat de alegător, etichetă cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență și autocolantul Anus Franca. Selectezi plicul interior care este neinscripționat. În interior vei găsi un buletin de vot cu mențiunea turul 1, un plic suport ce conține autocolantul cu mențiunea votat și etichetă pentru sigilarea plicului. Analizezi buletinul de vot cu mențiunea turul 1. Scoți din plicul suport autocolantul cu mențiunea votat și îl aplici pe candidatul preferat. Închizi buletinul de vot și îl introduci în plicul interior. Lipești plicul interior ce conține doar buletinul de vot și îl sigilezi cu eticheta de siguranță. Selectezi certificatul de alegător, îl datezi și semnezi holograf. Selectezi plicul exterior ce are lipită pe spate o etichetă cu datele tale de identificare și mențiunea turul 1. Pentru turul 2, urmezi aceeași procedură, folosind materialele din plicul inscripționat cu mențiunea turul 2. Plicul cu buletinul de vot pentru turul 1 trebuie să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular până la data de 7 noiembrie, iar cel pentru turul 2 până la data de 21 noiembrie. Vizitează-ne pe www.roaep.ro pentru informații detaliate. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Voi lupta pentru a arăta tuturor celor ce astăzi nu mai cred în instituția președintelui. Putem da țării un președinte al oamenilor care să lupte pentru oameni. Mă bucur să fiu alături de oameni, de colegi, oameni implicați, oameni care s-au luptat pentru oameni, oameni care au înțeles că social-democrația este singura soluție pentru comunitățile noastre, pentru județele acestei țări, pentru țara noastră. Oameni buni,
Am condus guvernul României un an și 9 luni. Un an și 9 luni în care am adoptat multe acte normative alături de colegii mei. Un an și 9 luni în care am implementat programul de guvernare. Un an și 9 luni în care am știut că fiecare act normativ pe care îl adopt are în spate speranța unor oameni, un val de încredere, dorința lor de a le fi mai bine în propria țară. Nu am privit actul normativ ca un număr de file sau niște cifre, pentru că am știut că în spatele fiecăruia sunt oameni. Sunt pensionarii care au așteptat și așteaptă creșterea pensiilor, așa cum foarte bine a spus și a lucrat Olguța Vasilescu. Am știut că sunt profesori care așteptau mărirea salariilor. Am știut că sunt medici. Am știut că sunt primari care așteaptă să facă investiții în comunitățile lor. De aceea am susținut cu tărie PNDL 1, PNDL 2. Am susținut proiectele derulate prin CNI. De fiecare dată am știut că în primul rând trebuie să fie oamenii, să fie oamenii. Și acest lucru pentru că noi iubim oamenii, pentru că vrem dialogul cu oamenii, pentru că munca noastră trebuie să fie pentru oameni. Pentru că am știut că trebuie să muncim pentru fiecare comunitate, că împreună activitatea guvernamentală cu activitatea județeană, cu activitatea primarilor, sunt cele care contribuie la dezvoltarea fiecărui județ și a țării noastre. Acum, puțin timp în urmă, 6 bărbați de stat, a fost nevoie de 6 ca să dărâme o femeie, în frunte cu candidatul Iohannis, s-au străduit și, din păcate, prin ajutorul dat de unii trădători pe care îi cunoașteți foarte bine, au reușit să dărâme acest guvern. Moțiunea de cenzură este un instrument al opoziției. Așa este democratic și aici, până aici am înțeles. Dar nu am înțeles un lucru. Vrei să dai la o parte un program de guvernare pentru oameni și vii în fața românilor cu un program de guvernare împotriva oamenilor. Nu am înțeles de ce trebuie să îi pedepsești pe pensionari, de ce trebuie să îi pedepsești pe agricultori, de ce trebuie să îi pedepsești pe primari, de ce trebuie să îi pedepsești pe medici, de ce trebuie să te comporți ca un partid foarfecă, știm cât rău ai făcut acestei țări. De ce nu am înțeles că politica de austeritate nu este politica pe care și-o doresc românii? De ce nu am înțeles că oamenii au dreptul la un trai decent, au dreptul la mult mai multe lucruri bune în propria țară? Dar este greu să-i facem să înțeleagă pe cei care nu iubesc pe români, pe cei care acționează la comanda Comandantului Suprem. Pentru că ceea ce vedem în aceste zile ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Vedem un președinte dictator, un președinte care vrea să conducă de la pupitul administrației prezidențiale. Vedem un președinte care este, de fapt, premierul României. Vedem un președinte care vrea parlamentul meu, un președinte care vrea comisarul meu. Și mă întreb atunci, noi, ceilalți români, unde suntem? Dumneavoastră, unde sunteți? Unde sunteți în deciziile președintelui? Oare deciziile lui sunt bune pentru noi, sunt bune pentru această țară? Ne regăsim noi în aceste decizii? Vedem un președinte care
S-a dus ca domnul diriginte cu elevul de mână să le spună ce să facă, să gireze pentru aceste măsuri împotriva oamenilor. Vedem un președinte care a încălcat și continuă să încalce Constituția. Am înțeles prezența președintelui Iohannis la instalarea ministrului de la Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Afacerilor Externe. Dar mă întreb și eu, ca mulți români din această țară, ce a căutat președintele României la instalarea ministrului Afacerilor Interne când este candidat și duminică avem alegeri prezidențiale? Ce a căutat candidatul Iohannis la instalarea ministrului Justiției când pe data de 12 are proces pentru cele 6 case? A vrut să arate că el e instalat, aveți grijă, eu v-am adus aici. La ordinele mele trebuie să răspundeți. Dar noi nu vrem acest lucru. Noi vrem președintele să răspundă, ca președintele să răspundă la întrebările românilor, la problemele lor, la provocările care apar pentru această țară. Avem un președinte care de fiecare dată a strigat corupții. Domnule Iohannis, în mâna mea nu sunt 6 chei de la 6 case. Avem un candidat care de fiecare dată a spus nu vrem penali în funcții publice. Domnule Barna, vedeți că încă aveți pe mână amprentele banilor europeni pe care i-ați folosit, nu tocmai corect. Eu cred că de fapt au venit cu acuzații împotriva unuia, a altuia, ca să nu vedem noi cum sunt ei de fapt, care este adevărata lor față, ce au făcut pentru această țară. Și pentru că vorbim despre ce am făcut fiecare, în orice stat european, președintele, primul ministru, oamenii care ocupă funcții înalte în stat, vin un raport al activităților în fața cetățenilor propriei țări, în fața oamenilor care i-au girat prin votul lor. Dar ce vedem noi în acest moment? Un președinte care 5 ani de zile nu a existat, un președinte care nu vrea o dezbatere electorală, un președinte care nu a venit niciodată în mijlocul oamenilor să vadă ce își doresc, să dialogueze cu ei. Un președinte care a împărțit România în două, România lui și noi, toți ceilalți români. Un președinte care îi urăște pe oameni. Un președinte care nu acționează pentru români și România, decât pentru interesul personal și pentru interesul electoral. Domnule candidat Iohannis, vă provoc și de aici, de la Gorj, la o dezbatere 1-1, în care candidatul Iohannis să spună ce a făcut în cei 5 ani în care a fost președintele României. Iar eu să spun ce am făcut în cele 21 de luni în care am fost prim-ministru României. Eu sper că aveți curajul să veniți la o confruntare cu o femeie. Dacă nu, dumneavoastră îmbrăcați fusta, că eu mi-au pantalonii. Dar știu că vă este teamă, domnule Iohannis. Vă este teamă că aș putea să vă întreb ce ați făcut cu promisiunea legată de intrarea în Schengen de pe 9 mai de la summitul de la Sibiu? Cu ce ați venit din Statele Unite pentru că trebuia să veniți cu vizele pentru români, așa cum are acum de săptămâna viitoare Polonia, nu cu o șapcă?
De ce, domnule președinte, nu iubiți pe români? De ce nu sunteți sensibil, domnule președinte, la problemele românilor? Am văzut, domnule președinte, când lângă dumneavoastră a leșinat un om, n-ați schițat un gest. Nici nu v-ați uitat, pentru că nu iubiți oamenii. Vă iubiți doar pe dumneavoastră, dar țara asta are nevoie de președinți care să iubească oamenii, să iubească pe români, să-și iubească țara, de patrioți, pentru că a fi patriot nu înseamnă că nu ești pro-european sau nu ești pro-transatlantic. A fi patriot înseamnă că pentru tine este important să rezolvi problemele țării tale. Pentru tine este important să-i reprezinți pe români cu demnitate, atât în interiorul granițelor, cât și în afara granițelor acestei țări. Dar președintele nu poate, președintele Iohannis, candidatul Iohannis, nu poate înțelege acest lucru. El are în suflet, are în inimă doar floarea galbenă. Noi toți ceilalți avem în inimă roșu, galben și albastru. Nouă ne pasă de părinții și bunicii noștri. Nu vrem să-i mai vedem triști. Nu vrem să-i mai vedem cu lacrimi pe obraj. Nu vrem să-i mai vedem umiliți în propria lor țară. Ne pasă ce se întâmplă cu viitorul copiilor și nepoților noștri. Ne pasă ce se întâmplă cu femeile din România, cele care administrează gospodăria. Ne pasă ce se întâmplă cu soții noștri, care trebuie să asigure o viață mai bună pentru familia lor. Ne pasă de ceea ce se întâmplă cu comunitățile locale, care au dreptul la dezvoltare. Ne pasă ce se întâmplă cu cei care vor să se întoarcă acasă, nu pentru că îi chemăm noi, ci pentru că vrem să le asigurăm condiții ca și în statele unde au plecat. Până acum, candidatul Iohannis a trăit în România lui. Noi vrem România noastră. Cu aroganța specifică lui Klaus Iohannis, ne-a vorbit de fiecare dată de la pupitru administrației prezidențiale despre o guvernare eșuată. Noi spunem că a avut un mandat eșuat. O guvernare eșuată nu aducea România la a doua cea mai mare creștere economică din Europa. O guvernare eșuată nu creștea nivelul de trai a românilor, nu se axa pe investiții, nu crea un mediu prietenos cu cei din sectorul privat. Dar este foarte ușor să-i acuzi pe alții fără să-ți vezi propriile greșeli. Tot de la pupitru administrației prezidențiale vedem un președinte cu un discurs extremist. Singura lui opțiune? Să dispară pesediștii. Păi să dispară și pensionarii? Să dispară și cei din sectorul bugetar? Să dispară și primarii, că nu mai vrem proiecte pentru ei? Să dispară și fermierii? Vreți să dispărăm toți, domnule președinte, și să rămâneți dumneavoastră în țara noastră, în care părinții și bunicii noștri au construit o temelie puternică, iar noi vrem să punem cărămidă cu cărămidă și să construim un viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri. Și 24 vom merge la vot. Nu este un vot între partide politice. Este un vot al românilor pentru România. Voi lupta pentru a arăta tuturor celor ce astăzi nu mai cred în instituția președintelui. Putem da țării un președinte al oamenilor care să lupte pentru oameni.
În data de 10 noiembrie 2019 vor avea loc alegerile pentru președintele României. Al doilea tur de scrutin va fi în data de 24 noiembrie 2019. La secțiile de votare din străinătate se votează pe durata a 3 zile pentru fiecare tur de scrutin, începând de vineri 8 noiembrie ora 12 pentru turul 1 și vineri 22 noiembrie ora 12 pentru turul 2. Votarea se încheie în fiecare zi la ora 21 cu posibilitatea prelungirii până la ora 24. Dacă te afli în străinătate în aceste zile, poți vota la orice secție de votare. Intră pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și consultă harta secțiilor de votare din străinătate. Prezintă unui membru al biroului electoral actul de identitate. Acesta îl va scana în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal instalat pe tabletă. Semnează electronic și vei primi buletinul de vot și ștampila cu mențiunea votat. Intră singur în cabină și aplică ștampila în interiorul patrulaterului cu numele și prenumele candidatului preferat. Atenție! Dacă ștampila este în afara patrulaterului sau în mai multe patrulatere, votul este nul. Îndoaie buletinul cu ștampila de control în exterior și introdu-l în urna. Restituie ștampila și vei primi înapoi actul de identitate pe care a fost aplicat timbrul autocolant. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Vă mulțumesc și mă bucur pentru astfel de cuvinte. Aștept invitația și pentru anul viitor. Sigur, garantat. Și să vă dea Dumnezeu să...